de la amigdalită la otită, de la dermatită la constipație. Mămicile trebuie să se descurce cu o multitudine de posibile afecțiuni ale copilului lor. De unde și îngrijorarea aproape permanentă legată de starea sănătății celui mic. Doamna doctor Nicoleta Maxim îi va vorbi unei mămici despre vaccinuri. Facem vaccinurile opționale sau trecerea prin boală e o soluție de autoimunizare? Bună ziua, doamna doctor! Aș vrea să vă pun o întrebare legată de vaccinarea opțională. Bună ziua! Nu este mai simplu și mai bine pentru copil să-i lăsăm să facă boala decât să-i vaccinăm cu acele vaccinuri opționale? Există păreri pro și contra. Dacă îi lăsăm să facă boala, imunitatea pe care o dobândește în urma bolii este de lungă durată și este mult mai bună, dar poate să facă și forme foarte grave și complicații, și atunci ne gândim că mai bine poate este să-i vaccinăm. Că în urma vaccinului, oricum vaccinurile acestea nu asigură o imunitate permanentă și trebuie făcute niște rapeluri periodice, dar dacă va face boala și sub vaccinare, forma nu va fi atât de gravă și nici complicațiile ulterioare. Cam care sunt vaccinurile care le recomandați dumneavoastră, opționale? Pe unul dintre ele ar fi cel de rotavirus. De asemenea, și cele pentru pneumococ sunt recomandabile pentru a, mai ales pentru copiii care vor intra în colectivitate mai repede. Pentru că, așa cum știm, sunt copii care intră în colectivitate mai devreme, sunt copii care intră în colectivitate mai târziu în funcție de posibilitățile părinților. Iar acest pneumococ poate să dea forme de otite sau de pneumonii destul de urâte. Iar un alt vaccin opțional este cel de, pentru varicelă. Varicela, dacă este făcută la o vârstă fragedă, este suportată mult mai bine. Dacă, în schimb, copilul, da, dar dacă copilul totuși nu vine în contact și rămâne neimunizat, poate să facă la o vârstă mult mai mare sau chiar la adult și atunci, într-adevăr, complicațiile pot fi mult mai urâte. Ați spus dumneavoastră că aceste vaccinuri care se fac asigură o imunitate pe o perioadă mai limitată, nu este pe o perioadă nelimitată. Care ar fi perioada pentru care? În jur de 5-6 ani. Dacă copilul meu are 4 ani acum, fac acel vaccin pentru rotavirus, împotriva rotavirusului. El o să aibă o imunitate împotriva acestui vaccin până la 10 ani. Aici nu este chiar așa, pentru că rotavirusul, vaccinul pentru rotavirus, din păcate, nu se face decât până la 6 luni de viață și nu mai există rapelul. Este un vaccin oral care nu e administrat în două doze. Ambele doze se administrează până la vârsta de 6 luni, iar după această vârstă nu se mai poate administra. Chiar dacă a fost făcut înainte, adică nu există niciun rapel. Deci nu pentru toate vaccinurile există și rapeluri. Și nu toate vaccinurile se pot face la orice vârstă. Mulțumesc frumos, doamna doctor. Cu plăcere.